Valorile minimă și m și maximă m mare ale expresiei e de x egală cu cos pătrat de x minus 4 sin de x atunci când x îl parcurge pe R sunt. Păi, uite ce vom face. Hai să scriem pe cos să notăm pe sin de x cu un T, da? Iar cosinus pătrat știți că este 1 minus sin pătrat de x, adică 1 minus T pătrat. Prin urmare, expresia noastră devine e de T egală cu 1 minus T pătrat minus 4T, sau dacă vreți aranjat așa, minus T pătrat minus 4T plus 1, când T-ul, pe când x-ul aparține lui R, atenție, sin de x-ul știți că este între minus 1 și 1. Deci ăsta T-ul meu aparține între minus 1 și 1. Și atunci îmi trebuie valoarea minimă și maximă a acestui polinom de gradul 2 când T-ul se plimbă între asta. Păi, cel mai simplu, poți să-i faci graficul ca să te orientezi, da? Ia să vedem întâi x vârful, cât este minus b pe 2a, adică 4 pe minus 2, da? Y vârful cât este minus delta, adică 16 plus 4 pe 4a, minus 20 pe 4 este minus 5, da? Rădăcinile, ia să vedem, T1, 2, cât sunt? 4 plus sau minus radical din 16 cu 4 radical din 20 pe minus 2. 4 plus minus, cât e 20? 4 ori 5, adică 2 radical din 5 pe minus 2. Simplific prin 2, prin minus 2 și îmi dă minus 2 plus sau minus, nu contează că e minus, plus, plus sau minus, e același lucru, dar radical din 5. Deci asta sunt rădăcinile. E mai simplu să facem așa, nu stăm să... Da? Și atunci avem rădăcinile, iată, minus 2 minus radical din 5, minus 2 plus radical. Minus 2, în primul rând, vârful, care era? Minus 2 era vârful. A, așa. Deci undeva la minus 2, Y-ul era minus 5, aici. Da? Ăsta era vârful. Rădăcinile sunt minus 2 minus radical din 5, radical din 5 minus 2 e pozitiv, că e 2,23 minus 2 e aici undeva, da? Radical din 5 minus 2. Deci parabola mea vine cam așa. Și, pardon, scuze. E cu ramurile în jos. Stați puțin, am greșit la Y vârf undeva. Ia. Pe 4A, pe 4A era minus 4 jos, pardon, minus 4, deci e plus 5. Da, scuze, vedeți că nu mi-e așa la a, așa, deci vârful este undeva deasupra aici, a, așa, bun, parabola mea deci este aceasta, da, se vedea de ce că e cu ramurile în jos, că au este negativ, și acum spunem așa, păi domnule, hai să vedem, T-ul meu era între minus 1 și 1, unde e minus 1? Minus 1 vine aici, da, că e între minus 2 și 0, da? 1, unde este? Aici sau aici? Păi hai să vedem, uite, presupunem că radical din 5 minus 2 e mai mic ca 1, să vedem dacă e adevărat. Radical din 5 mai mic ca 3, la pătrat 5 mai mic ca 9, adevărat. Deci asta înseamnă că 1 vine aici, da? Deci partea mea de parabolă, iată, este aceasta, da? Unde va fi minimul? Aici, unde va fi maximul? Aici. Deci, M mare înseamnă cine? F de minus 1, dacă E de minus 1, că am notat-o cu E, da? E de minus 1, adică în loc de T pune minus 1. Și vine minus 1 plus 4 plus 1 ne dă 4 și minimul înseamnă cine? E de 1, adică iarăși punem aici 1 și vine minus 1 minus 4 plus 1 și este minus 4. Deci minimul e minus 4, maximul este 4. Minimul minus 4, maximul 4, uite, la D. Da? Și cu aceasta a rezolvat problema.